Prefectul județului nu mai acceptă scuze dacă autoritățile județene nu știu să gestioneze o situație de urgență. Au fost stabiliți pașii procedurali în cazul unor evenimente care au în prim plan animalele sălbatice de mari dimensiuni. Instituția prefectului care Alături de Inspectoratul Județean de Jandarmi, intervine pe partea de coordonare, Direcția Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care are obligația să realizeze tranquilizarea animalului, fie că acesta este prins într-un lanț, fie că este rănit sau bolnav. Și, bineînțeles, garda de mediu. Agenția pentru Protecția Mediului, fondurile de vânătoare, Asociația Vânătorilor și Pescarilor, care intervin pentru relocarea animalului tranquilizat în habitatul său. Săptămâna trecută, instituțiile implicate în astfel de evenimente au fost supuse la test. Soluțiile s-au făcut de fiecare dată, inclusiv duminică am avut la Lelești un caz de pui de urs prins în laț, s-a deplasat medic veterinar împreună cu reprezentantul DSV-ului și au realizat tranquilizarea cu arma specială și soluția respectivă. În Harghita, un urs rănit de o mașină a fost lăsat de autorități timp de 17 ore să zacă pe marginea drumului, fără să fie luată vreo măsură, fapt care a dus la demiterea prefectului.